în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite, ca păstor al acestei frumoase comunități de aici, din Suceava, în numele preoților din decanat și în numele tuturor credincioșilor din această parohie, vă spun bine ați revenit în comunitatea pe care ați păstorit-o cu devotament și dăruire ca paroh și decan timp de 9 ani. Ne bucurăm de prezența excelenței voastre și vă mulțumim, vă felicităm pentru această frumoasă inițiativă de a veni în mijlocul credincioșilor pentru a susține cele 6 cateheze în vederea pregătirii pentru cea mai mare sărbătoare a creștinilor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În sărbătoarea Bunei Vestiri pe care o celebrăm astăzi, invocăm în mijlocirea Sfintei Fecioare asupra excelenței voastre, a celor prezenți fizic aici în biserică și asupra tuturor celor care ne urmăresc, care urmăresc această Sfântă Liturghie și ultima cateheză din Postul Mare prin intermediul Ercis Media și Radio Ercis FM. Au rămas ca un ecou în inimile noastre cuvintele pe care le-am auzit duminica trecută la Evanghelie. Vrem să-L vedem pe Iisus. Acest lucru îl dorim și noi astăzi. Vrem să-L vedem pe Iisus, aici, prezent la Sfânta Liturghie. Vrem să-L cunoaștem pe Iisus prin cateheza pe care o veți susține la sfârșitul liturghiei. Și vrem să rămânem totdeauna cu Iisus Hristos, Domnul nostru, printr-o trăire autentică a vieții noastre creștinești. Vă rugăm, preasfințite, să prezidați această liturghie și să-L aduceți în mijlocul nostru pe Iisus. Răspuns salutului pe care Părintele Paroh și Decan ne l-a făcut acum la început, spunându-i lui și dumneavoastră tuturor, confraților preoți, bine v-am regăsit! Cred că nu este cazul să mai sublinez că am venit cu bucurie în mijlocul dumneavoastră și vrem ca împreună să trăim câteva momente de înălțare sufletească aici, în prezența Domnului, la Sfânta Liturghie și apoi la cateheză, pentru a definitiva pregătirea noastră spirituală pentru Marea Sărbătoare a Paștelui, astăzi chemând-o în ajutor pe Preacurata Fecioară Maria în sărbătoarea Bunei Vestiri. Așadar, acum, pentru a beneficia din plin de roadele jertfei Sfintei Liturghii și apoi a catehezei, ne recunoaștem cu toată umilința păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Dumnezeule, care ai voit ca în sânul Fecioarei Maria, cuvântul Tău, să ia trup omenesc adevărat, dă-ne, Te rugăm, harul ca noi, care îl mărturisim pe răscumpărătorul nostru, Dumnezeu și om, să ne învrednicim a avea parte de viața sa dumnezeiască, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. În zilele acelea, Domnul i-a vorbit lui Ahaz zicându-i: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, fie din adâncul Șeolului, fie de deasupra, fie din înălțimi. Ahaz a răspuns: nu voi cere și nu-l voi ispiti pe Domnul. Isaia i-a zis:
ascultați casa lui David. Este puțin lucru să obosiți pe oameni, că veniți să-L obosiți și pe Dumnezeul meu. De aceea însuși Domnul vă va da un semn. Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel, căci cu noi este Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Iată vine, Doamne, ca să fac voința ta. Iată vine, Doamne, ca să fac voința ta. Cu dor l-am așteptat pe Domnul, și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Și ofrandă tu nu dorești, tu mi-ai deschis urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vin. Sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta. Dumnezeul meu, aceasta o doresc, legea ta este în adâncul inimii mele. Citire din Scrisoarea către Evrei. Fraților, sângele taurilor și al țapilor nu poate să înlăture păcatele. Pentru aceasta, intrând în lume, Hristos spune: Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci mi-ai alcătuit un trup. Nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis, iată vin, în sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta, Dumnezeule. După ce a spus mai întâi, tu n-ai voit și nici nu ți-au plăcut jertfele și ofrandele, arderile de tot și jertfele pentru păcat. Acestea sunt totuși oferite conform legii. Acum zice, iată, vin ca să fac voința ta. Astfel desfințează jertfa din tâi ca să o întemeieze pe a doua. Datorită acestei voințe, suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. Amen.
cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut mărirea Lui. Laudă-ți-ne, Hristos, Regele măririi veșnice. Laudă-ți-ne, Hristos, Regele măririi veșnice. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Vei zămisli și vei naște un fiu. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria, și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine! Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-ne, Hristoase. Cucernice, părinte, paroh și decan Ciprian, sfințiile voastre, părinți concelebranți, dragi ministranți, ministrante, copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși, prezenți fizic în această seară aici în biserica închinată Sfântului Ioan Nepomuc din Suceava, și de asemenea mă adresez tuturor celor care sunteți în comuniune directă cu noi prin Ercis Media,
echipă care a venit special și mereu a fost alături de mine în prezentarea catehezelor din acest timp sfânt al postului mare. Există la marginea orașului Roma din Italia, mai exact la trei fontane, adică trei fântâni, în apropierea locului unde a fost decapitat Sfântul Apostol Paul, un sanctuar închinat Preasfintei Fecioare Maria, sanctuar foarte frecventat și foarte renumit pentru numeroasele minuni care se petrec acolo. Până în anul 1947, această zonă unde este sanctuarul, această zonă împădurită și cu grotele ei, de aici erau locuri de dezmăți și ascunzători pentru tot felul de delincvenți. Aici, în anul 1947, Sfânta Fecioară Maria i-a apărut unuia dintre cei mai mari dușmani ai ei, pe nume Bruno Cornaciola. Născut în anul 1913, într-o familie care nu i-a oferit o educație religioasă, acesta ajunge un mare vagabond și un nemernic. După ce s-a căsătorit, de gura soției, a făcut odată cele 9 vineri întâi din lună în cinstea Preasfintei Inimii a lui Iisus. Și chiar dacă le-a făcut de gura soției, le-a făcut bine. Între anii 1936-1939, el s-a angajat în brigăzile comuniste și a luat parte la războiul civil din Spania. Și acolo a profanat biserici, a ucis preoți, călugări și călugărițe. Un adevărat criminal. S-a întors la Roma, unde mai întâi s-a făcut baptist și apoi adventist. Și știți că frații baptiști și adventiști nu au cultul Sfintei Fecioare Maria și nici al sfinților. Și de aceea, întorcându-se acasă, făcându-se baptist și apoi adventist, ajunge până acolo încât arde din casa lui toate icoanele și ale Maicii Domnului și ale Sfinților, tot ce era icoană, chiar și crucifixul soției sale. Își face renume prin propagandă împotriva bisericii, a bisericii romano-catolice, a papei, dar mai ales împotriva dogmelor referitoare la Maica Domnului. Și vrând să rămână în istorie, intenționa, așa cum a mărturisit el însuși mai târziu, să-l ucidă pe papa, să-l asasineze pe Sfântul Părinte Papa, atunci era Pius al XII-lea. De aceea deschide la Roma un centru de propagandă anticatolică. În ziua de 12 aprilie 1947, a ieșit împreună cu cei trei copii ai săi să se plimbe în pădure, în pădurea de la trei fontane, trei fântâni. Copiii se jucau mingea, pe când el pregătea un discurs fulminant împotriva neprihănitei zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria. La un moment dat, unul dintre copii
a dispărut. Ceilalți doi, căutându-l, l-au găsit în grotă, stând în genunchi, cu mânuțele împreunate. Pe loc și ceilalți doi copii s-au așezat în genunchi. Toți trei o vedeau pe Sfânta Fecioară Maria, care li s-a arătat acolo în grotă. După câtva timp sosește și tatăl, văzând că nu mai sunt copiii, îngrijorat, sosește și tatăl și rămâne înmărmurit. I se taie respirația și cu lacrimi în ochi cade în genunchi spontan în fața Preacuratei Fecioare Maria, care îi zâmbea. El pregătea un discurs împotriva Maicii Domnului, a neprihănită zămislir sau țină, ca să-i convingă pe oameni să nu o cinstească pe Maica Domnului. El, care a fost unul din cei mai mari dușmani ai Maicii Domnului, acum o vede pe Maica Domnului zâmbindu-i. Că aceasta este Preacurata Fecioară Maria. Acela a fost momentul unei schimbări radicale în viața lui. A primit și un mesaj secret de la Maica Domnului, care la cererea Preacuratei Fecioare Maria a fost încredințat Sfântului Părinte Papa. Ei bine, din acea zi până la sfârșitul vieții sale a trăit apărând Euharistia, inima vie a bisericii noastre. Până atunci vorbea împotriva ei. Știți, protestanții nu cred în prezența reală a lui Hristos sub chipul pâinii și al vinului. Dar din acel moment, el, până la capătul vieții, a apărat Euharistia, neprihănita zămislire a Preasfintei Fecioare Maria și pe Sfântul Părinte Papa. Nu mai continui să prezint istoria vieții sale, dar Maica Domnului privește cu drag chiar și la dușmanii ei și le vrea binele, convertirea lor. Astăzi avem una din sărbătorile Mamei noastre cerești. O sărbătoare foarte îndrăgită, chiar dacă la noi latinii, creștinii latini, nu este trecută cu roșu în calendar, cum este la frații orientali, o cinstim pe aceeași Preacurată Fecioară Maria și, cum ați văzut, la Sfânta Liturghie avem imnul Gloria, vom recita și Crezul. Deci ieșim cumva din atmosfera aceea, cumva apăsătoare a postului mare, cum am făcut și în sărbătoarea Sfântului Iosif, și astăzi, pentru a o cinsti pe această minunată făptură cerească, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, Preacurata Fecioară Maria. Așa cum dumneavoastră, cei din Suceava, știți și v-am spus de mai multe ori, eu am fost de 4 ori în Țara Sfântă, în Israel. Este țara aleasă de Dumnezeu, binecuvântată de Dumnezeu, țara în care se află Nazaretul, ați auzit în Evanghelia pe care a citit-o Părintele Aurel puțin mai înainte, este țara în care a coborât Dumnezeu pe pământ și ne-a adus mântuirea, Nazaretul. Dacă pelerinii se duc în Țara Sfântă ca să viziteze locurile sfinte, un adevărat și rodnic pelerinaj începe de aici, de la Nazaret. O localitate, sigur, atunci era prăpădită, acum este dezvoltată extraordinar de frumos și dominată de o bazilică minunată, închinată Fecioarei Maria, în cinstea bunei ei vestiri. Și această bazilică cu arhitectură impresionantă, are formă de crin, Maica Domnului, crinul curăției, formă de crin, dar întors. De fapt, sunt două biserici, una peste alta, partea de jos, acolo se află grota bunei vestiri.
Și toți pelerinii care merg acolo, coboară la grotă, își pleacă genunchiul, astăzi la recitarea crezului, o să vedeți, poate uit să vă spun, dar să avem grijă toți, când rostim cuvintele, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria, ca la Crăciun, și astăzi vom îngenunchea. E acolo, la Nazaret, orice pelerin intră, vizitează grota, se așează în genunchi, în fața locului unde a avut loc evenimentul Bunei Vestiri, sărbătoarea pe care o celebrăm astăzi. Și acolo și numai acolo, cei care recită Îngerul Domnului și spun, așa cum spunem noi toți, și cuvântul s-a făcut trup, acolo spun și acest cuvânt. Aici cuvântul s-a făcut trup. În limba latină scrie acolo, chiar în fața grotei, hic verbum caro factum est. Aici cuvântul cu majusculă a lui Dumnezeu, adică Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, a luat firea noastră omenească. Aici Dumnezeu a coborât pe pământ, a venit să ne mântuiască. Și sigur, de acolo, pelerinajul continuă la Betleem, acolo unde după 9 luni, din momentul în care Fecioara Maria, în ziua Bunei Vestiri, l-a conceput în sânul ei feciorelnic, prin puterea Duhului Sfânt, cum ați auzit în Evanghelie, pe Fiul lui Dumnezeu, după 9 luni, îl naște pe Iisus la Betleem și de aceea a doua vizită a pelerinului este la Betleem, acolo unde de asemenea apare cuvântul acesta hic, adică aici, și scrie tot în, este o stea cu 14 stele, amintind de neamul din care se trăgea Iisus după trup, seria celor trei, cele trei serii de 14 generații găsite la începutul Sfintei Evangheliei. De aceea steaua are 14 colțuri. Și scrie acolo, este tocită steaua și marmura, pentru că vă dați seama, mii și mii și mii de pelerini au trecut pe acolo, au îngenunchiat, au plâns, s-au rugat. Și scrie acolo tot cuvântul acesta, hic de Virgine Maria, Iesus Christus natus est, adică aici Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria, aici, locul este acolo. Iubiți credincioși, astăzi, privind cu ochii credinței, desigur, la fericita Fecioară Maria de la Nazaret, aceea care a primit buna vestire, vreau să vă rețin atenția asupra două lucruri demne de lăudat, dar și de imitat. Primul, daul pe care l-a spus Maica Domnului lui Dumnezeu, care a chemat-o și a adus vestea prin Îngerul Gabriel, că vrea să o facă mama fiului său, și a răspuns în limba latină, spune fiat, fiat mihi secundum verbum tuum, fie mie după cuvântul tău, acest da puternic pe care Dumnezeu l-a așteptat respectând libertatea omului, și aici avem alt lucru de admirat extraordinar în Fecioara de la Nazaret, dar ea spune acest da și asupra lui ne vom opri un picuț, și apoi asupra umilinței admirabile a acestei Fecioare de la Nazaret. Cât privește daul Fecioarei Maria, la Nazaret, Maria era o adolescentă fecioară de circa 14 ani, a rostit cel mai puternic cuvânt din toată istoria omenirii, acest fiat în limba latină, tradus cu fie mie după cuvântul tău, sau altfel spus, accept voința lui Dumnezeu. Vreau să fiu mama fiului său, dacă așa vrea Dumnezeu și îmi cere. La rostirea acestui cuvânt, Fiul unic al lui Dumnezeu, a doua persoană din Preasfânta Treime, în acel moment a coborât în sânul feciorelnic al Mariei.
și prin puterea Duhului Sfânt, apoi, după 9 luni, s-a născut la Betleem într-un graj sărac. A venit în acel moment Mântuitorul, cel de veacuri așteptat de omenire. De aceea este așa de mare și importantă, frumoasă și minunată sărbătoarea de astăzi a Bunei Vestiri. Acel fiat al Mariei ne amintește de un altul, de fapt același, fiat, dar al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a creat lumea. A spus și s-a făcut să fie. Primele pagini ale Bibliei descriu creația lui Dumnezeu în 6 zile. Și la sfârșitul fiecăruia, Dumnezeu a spus în fiecare din cele 6 zile să fie și a fost fiat. A fost, a apărut la acest unic cuvânt, lumina, a apărut firmamentul, pământul cu flori, cu pomi, cu verdeață, a apărut stelele, soarele și luna, au apărut ființele vii, a apărut omul, fiat, să fie. Prin acest cuvânt, Dumnezeu a realizat așadar prima creație, frumoasă, minunată, splendidă, dar pe care, sigur, omul a spurcat-o din cauza păcatului, a murdărit-o. Și de aceea a fost necesar ca Dumnezeu și numai El putea să mai repare ceea ce a stricat omul prin neascultarea lui. Și a venit momentul Bunei Vestiri. După veacuri și veacuri de așteptare, de rugăciune, a venit acel moment când tot printr-un fiat, de data aceasta spus de Fecioara Maria, de una din pământenele noastre, Dumnezeu creează lumea cea nouă, nu prin puterea Fecioarei Maria, ci prin puterea celuia pe care ea l-a acceptat în sânul ei feciorelnic, adică prin puterea Fiului lui Dumnezeu, cuvântul de la început, prin care Dumnezeu a creat toate și despre care Sfântul Ioan ne vorbește excepțional de frumos, la începutul Evangheliei sale, acea teologie a cuvântului. Ne amintim pentru că se spune cu ocazia Crăciunului în 3 rânduri. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și așa mai departe, toate prin El au fost create. Iată, cuvântul care se întrupează, ia fire omenească, asemenea nouă în sânul feciorelnic al Mariei. El va realiza această creație nouă. Sfântul Apostol Paul ne învață că dacă în primul Adam toți mor, în noul Adam, adică Hristos, Fiul Fecioarei Maria, Fiul unic al lui Dumnezeu, dar ca om Fiul Fecioarei Maria, toți învie în Hristos. Putem spune și despre Eva și Maria. Dacă în prima Evă toți oamenii mor, datorită păcatului pe care prima Evă l-a săvârșit, în noua Evă, care este Fecioara Maria de la Nazaret, toți învie, repet, datorită Fiului pe care l-a primit în sânul ei feciorelnic, l-a născut și s-a îngrijit de el ca o adevărată mamă. Iată puterea cuvântului fiat, fie mie după cuvântul tău. Cât privește umilința Mariei, e bine să reținem și acest lucru de la tânăra, modesta, adolescentă de la Nazaret, Maria. Umilința știm că este virtutea care îl face așa de plăcut pe om lui Dumnezeu, dar și semenilor săi. Cum spune Iisus, cine se înalță va fi umilit, cine se umilește, acela va fi înălțat. Ceea ce ne uimește cel mai mult în scena Bunei Vestiri este umilința Fecioarei Maria. Maria primește demnitatea de mamă a lui Dumnezeu. Nimeni n-a mai primit și nu va mai primi o așa de mare demnitate pe fața pământului. Fiind mama Regelui Iisus,
ea primește și demnitatea de regină, regina cerului și a pământului, așa cum o cinstim. Poate fi oare o demnitate mai mare pentru o creatură pe fața pământului decât aceasta, să fii mama lui Dumnezeu, să fii regina cerului și a pământului? Desigur că nu. Iar Maria răspunde cu o umilință admirabilă, spunând îngerului: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Noi, iubiți credincioși, când primim o mică atenție, nu mai spun când primim o demnitate mai mare în viața noastră, imediat suntem tentați, potrivit firii corupte în urma păcatului, să ne umflăm în pene de mândrie, ne credem tari și mari, nu mai stăm de vorbă cu oricine. Observăm lucrul acesta și ne indisplace când îl vedem la un om, cum îi indisplace lui Dumnezeu de oricine ridică nasul pe sus și se dă tare și mare, că nu știu cine e el. Nu ești nimic, ești un muritor, toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Aceasta este, spuneam, tendința firii noastre, corupte în urma păcatului, să ne credem cineva dacă ni s-a dat o atenție, dacă am primit un titlu, dacă nu știu ce. Maria ne învață să luptăm cu această tendință a firii noastre, să nu-i dăm curs, să fim cu adevărat umiliți. Ce ai tu, omule, spune Sfântul Paul, care să nu fii primit? Și dacă ai primit, de unde am primit? De la Dumnezeu. Dacă ai primit, cu ce să te mândrești? Regele Solomon se mira cum de nu se umple marea, de vreme ce toate râurile se varsă în ea. Ei bine, mai de mirare este cum de nu se umple de mândrie Fecioara Maria, de vreme ce Dumnezeu a revărsat în ea râuri de haruri. Nu s-a mândrit. A privit Dumnezeu la smerenia, la umilința slujitoarei sale. Iată, de aceea toate popoarele mă vor numi fericită. De aceea o numim și noi fericită, îi cântăm astăzi și în toate sărbătorile ei, pentru că a fost umilă. I-a plăcut lui Dumnezeu, ne place și nouă. Astăzi, preamărindu-L pe Dumnezeu, pentru demnitatea de mamă pe care a dat-o Preasfintei Fecioare Maria de la Nazaret, Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mila pe care a avut-o față de noi, trimițându-L pe Fiul Său în lume ca Mântuitor. Și să învățăm de la mama noastră cerească aceste două lucruri, că și noi avem fiecare o chemare, o vocație. Niciodată în viața noastră, atunci când simțim o chemare de la Dumnezeu, nu mai spun vocația la Sfânta Preoție, vreun băiat de aici, din biserică, sau care mă urmărește acum în transmisie directă, sau vreo fetiță, o tânără, o fată, dacă simte chemarea la viața consacrată, să nu spună nu, ci să răspundă afirmativ. Glasul care vine de la Dumnezeu, chemarea Lui, Fecioara Maria ne îndeamnă să o urmăm, să spunem totdeauna da chemării lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, să fim cu adevărat umiliți. Amin. Vom recita acum crezul și, uite că n-am uitat, la momentul în care vom rosti s-a întrupat de la Duhul Sfânt, vom îngenunchea, dar cu toată reverența, cu toată umilința și recunoștința față de Dumnezeu astăzi când celebrăm întruparea cuvântului. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, care înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. A treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sfânt Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez, preiertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, întrupându-se în sânul Fecioarei Maria, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul veșnic, a venit între oameni pentru a-i mântui. După ce și-a arătat astfel iubirea, putem să-i cerem cu toată încrederea harurile necesare pentru mântuire. Doamne Iisuse Hristoase, zămislit în sânul Sfintei Fecioare Maria, ajută-ne să medităm întruparea Ta și să fim cât mai adânc pătrunși de recunoștință față de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite apostoli să vestească până la marginile pământului bucuria întrupării Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește toate mamele în clipele lor grele. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca toți părinții să fie conștienți de răspunderea pe care o au față de viață. Te rugăm, ascultă-ne! Prin Maica Ta Sfântă, cea plină de har, revarsă cu belșugare harul Tău în sufletele noastre, ca să fim întotdeauna dispuși să primim cu drag cuvântul Tău și să-L dăruim lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează câmpiile noastre și dă-le rod bogat. Părinte Ceresc, Tu ne iubești așa de mult încât ne-L dăruiești pe Fiul Tău, îți mulțumim pentru iubirea Ta nemărginită și Te lăudăm împreună cu Preacurata Fecioară Maria pe Tine care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Neusă, spre folosul nostru și al întregii
Binevoiește a primi Dumnezeule atotputernic darul bisericii tale, care în întruparea Fiului Tău unul născut își recunoaște propria obârșie. Te rugăm, dăruiește-i harul să celebreze cu bucurie în această solemnitate Sfintele Taine, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. La vestea Îngerului, Fecioara Maria a primit cu credință cuvântul Tău. Prin puterea tainică a Duhului Sfânt, ea l-a zămislit și l-a purtat cu dragoste în sânul ei pe Fiul Tău, care trebuia să împlinească promisiunile făcute poporului ales și să se arate lumii ca Mântuitorul așteptat de veacuri. Prin el îți cântă îngerii și arhanghelii, puterile de sus și duhurile fericite. Împreună cu ei îți înălțăm și noi imnul măririi tale, cântând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire,
a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții, pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. La botez am primit demnitatea de copii ai lui Dumnezeu. Conștienți și mândri de această mare demnitate, să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri, spunând cu credință cea mai frumoasă rugăciune pe care ne-a învățat-o Iisus, rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. RCSFM și dragi urmăritori pe canalele noastre media, suntem iată în transmisiune directă de la Suceava, de la Sfânta Liturghie, suntem la momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii și vă invit să facem împreună împărtășania spirituală pentru a fi cu toții în comuniune și a primi toate roadele de la finalul acestei Sfinte Liturghii. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului.
Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să întărești în cugetele noastre ceea ce ne-ai dăruit prin sacramentul credinței adevărate, pentru ca noi care îl mărturisim pe Fiul Fecioarei Maria, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, să ne învrednicim prin puterea învierii Lui Mântuitoare, să ajungem la bucuria veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Vă voi da acum binecuvântare de la sfârșitul Sfintei Liturghii, după care noi preoții vom merge în sacristie pentru a ne dezbrăca de aceste haine liturgice și apoi a reveni la cateheză, timp în care corul va cânta un cântec și la venirea mea pentru prezentarea catehezei va cânta un cântec în cinstea Duhului Sfânt. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.